Este o satisfacție specială pe care Dumnezeu a atașat-o în inima unui bărbat față de cucerirea unei femei. Problema în pornografie este că această satisfacție nu există. Tu nu găsești o cetate închisă, o femeie care s-a protejat, care s-a apărat pe ea însăși, care nu s-a vândut, care nu s-a consumat și pe care tu o cucerești ca să fie doar a ta. Este o satisfacție enormă să experimentezi așa ceva. Lucrul acesta este distrus total în pornografie. Nu cucerești pe nimeni. Din contră, înveți că actul sexual poate fi produs și avut la un singur click. Ceea ce este fals. Că de fapt ești singur acolo. Și nu este un act normal, natural. Dar în plus, așa cum spuneam, pierzi satisfacția aceasta pe care o ai doar atunci când cucerești în realitate o persoană fizică și care își dă acordul să fie în relația asta cu tine.